La Ateneul Național din Iași a avut loc premiera filmului Tinerețe, Dulce, Bătrânețe, un film de scurtmetraj dedicat devoratorilor de emoțional și celor care nu doresc să rămână indiferenți la lucrurile cu adevărat semnificative din viață. Povestea peliculei este centrată pe personajul Tina Filipascu, interpretată de îndrăgită actriță Rodica Popescu-Bitănescu. Protagonista este o bătrână simpatică în vârstă de 80 de ani care decide să își petreacă ultima parte a vieții la o casă de bătrâni. Eu acum văd filmul întreg. Personajul nu vreau să spun nimic despre el, să fie o surpriză. De-abia aștept să văd surpriza și eu. Știu că am muncit cu foarte mare plăcere. Am făcut niște eforturi fizice și psihice foarte mari, dar cu o bucurie imensă. Și vreau să văd dacă asta se va vedea pe ecran. Bucuria muncii noastre, știi? Din distribuția acestui film de excepție filmat la Iași fac parte și Aurelian Temișan împreună cu soția sa, Monica Davidescu. Cei doi joacă rolul părinților personajului Tina Filipascu, întruchipat de Rodica Popescu-Bitănescu. Filmul Tinerețe, Dulce, Bătrânețe. Astăzi, într-adevăr, avem doar premiera. Sperăm ca acest film să fie văzut la cât mai multe festivaluri. La mine treaba e mai simplă și e o bucurie să spun asta. M-am născut uitându-mă la... Bine, nu m-am născut chiar uitându-mă la televizor, dar am crescut uitându-mă la televizor la o distinsă doamnă, printre cele care ne-au marcat copilăria, și am ajuns să joc tatăl acestei distinse doamne. Deci noi suntem părinții Rodicăi Popescu-Bitănescu când era mică. Suntem o parte din amintirile ei. Cei doi actori au și un mesaj pentru telespectatorii postului de televiziune Apolonia TV. Apolonia TV. Da, trebuie să-i salutăm pe toți cei care se uită acum la acest material. O facem cu plăcere. Și să-i invităm la filmul de scurtmetraj, filmul Tinerețe, Dulce, Bătrânețe. Scopul acestei producții cinematografice este de a îndemna tinerii să aibă respect față de oameni în vârstă, dar și de găsirea a unui drum de mijloc dintre lumea tinereții și cea a bătrâneții.